poate nimeni să facă așa, să creeze toată masa asta infinită și Darwin, din univers. Ce-o zis Darwin cu maimuța, o evolua acestea? Eu cred mai bine în aia decât... pentru că da, dar vreo 10.000 de ani nu i-au găsit. Niște, legătura. Mai, ok. Nu știm tot. Dar că a venit unul care a trăit în vacuum, care e pe chipul și asemănarea noastră. La IFA, eram programat la ciclotron să fac niște experiențe. Bă, nu puteau scoate avidul. Ne trebuia 10 la mine 6 turi. Păi, dar cum să scoți vidul? Cum să-l scoți vidul? Vidul absolut, nu. Nu mai, să scoate 10 la minus 6 turni, cât da. Aveau nevoie ca să funcționeze macaua aia. Mă, nu puteau trece de 10 la minus 3, minus 4. 10 la minus 3 era limita preliminarului și până difuzia la 10 la minus 3. Acum s-a ajuns la 10 la minus 10. Da? Cu ionic. Eu nu știu. Așa, deci ionizez toate particulele, electrizez și le... Și le scoți afară și nu mai sunt particule, 10 la minus 10. Nu mai sunt. Așa, ăla e vidul cel mai cel jos. Mai puternic. Așa, atunci nu puteau scoate. După două zile, unul de ce să desfacem, să vedem ce e acolo, o garnitură, să gândeau că e dus sau ceva. Am găsit un probleme de șoricel. Uscat, săracul, numai părul mai rămasat să dea în șoasă. Așa. Dar nea ăla care e pe chipul și asemănarea noastră, sau noi suntem pe chipul și asemănarea, inițial stătea în vacuum. Da, absolut. Era zero particule. Nu se făcea ca șoricelul ăla. Dar de unde a apărut ăla? Dacă mă întreb de unde am apărut noi, eu îi întreb pe ea, dar ăla de unde am apărut? Da, corect. Că trebuie să aibă un cepuș în sfârșit, nu? Ăla nu zice nimeni. Da. Așa pe mai masa asta infinită, oricum mai lua-o, nu poate, că există în fizică două legi mari și late, sunt multe legi de conservare. Dar legea conservării masei și a energiei, nu poate nimeni să ne mai combată din lumea științei. E clară. Ești clară. Nu poți să faci masă din nimic sau energie din nimic. Energia și masa se conservă. Arzi un kil de fotogen, îți apar un kil de altceva, gaze și... Da. Deci nu se poate, nu s-a fi făcut așa. Până au apărut o serie de teorii din astea moderniste care se interpreteze pe baze științifice, deja. Cu Bing Bang-ul, cu relativitatea restrânsă și extinsă și acolo, când corpul atinge viteza luminii, spre viteza luminii, masa devine infinită. No. E radical din 1 minus V supra C la pătrat. Deci când V tinde către C, raportul tinde spre 1, 1 minus 1, 1 minus ceva care tinde la 1, tinde la 0, 1, ceva pe 0, e infinit. Păi să mă iertă Dumnezeu că masa aia o fi, s-o fi îngreșat, ne-am îmbogățos neutronii și protonii și tot aia și ce fac? Spre infinit. Cum să? Păi da, avem fotonul, are și la masă. Da. Că dacă e nimic, neutrin sau ce? Sau neutrinul. Da. Are masă, nu? Și merge cu viteza luminii. Și nu infinit. Ceva, oricât de mic, infinitezimal, pe ceva care e aproape așa, de aproape de zero, e tot masă infinită după teoria lui Einstein și Einstein. Deci astea sunt toate teorii care încearcă să explice divinitatea. Bing Bang-ul.
prin tenticule, dacă inițial a existat o masă neagră, care acum au intrat în discuție dacă găurile negre, dacă există sau nu. Deci, teoria e că inițial a fost o gaură mare, un găur care la un moment dat s-a supărat și a făcut plosc, o sărimă mălică. Și de acolo s-a format Universul și se duc pe teoria că Universul s-a tot extinte. Ok. Da. Dar stelele cele mai apropiate sunt la sute de ani lumină. Da. Alea îndepărtate din alea cunoscut. Ia, ei, ce-ai pe ce m-a făs? Ce-ai de machian și păi una micuță așa ne-o fășa. Alea mai cunoscute, da? Deja care văzute, le-au văzut, vizualizate. Da, cercetate. Sunt la, până la milioane de ani lumină. Da. Lumină. Deci dacă te duci cu viteză, dacă masa asta s-ar fi dus cu viteza luminii prin absurd, ceea ce nu se poate. Milioane de ani. Așa e, trebuie milioane de ani. Religia zice că 6.000 de ani există. De la facerea lumii. Da. Dar au fost înainte. Ce a fost? Păi, au mai fost dinozauri și altceva. De la facerea lumii. În America, evangheliștii zic că au fost întrebați. Emisiunea la TV, m-am amuzat. Păi că 6.000 de ani de atunci s-a creat Pământul și stelele. Nu, lasă-mă, dar nu pot fi credut dacă iei o piatră și o studiezi și vezi că are sute de mii de ani. Și unul l-a întrebat, bine, dar dinozaurii, diavolul i-a trimis acolo ca să încerce pe credincioși, să ne testeze. Zice masoneria. E religie? Sau e un grup de oameni adevărați? Un grup de oameni adevărați. Care fac lumea? Care o joacă pe degete cumva? Nu mai sunt ei. Așa ziceam. Nu mai toate sunt. Entitățile au fost masoni, semnele, da, bani. Dar nu mai. Eu am avut unii care voiau să mă bage la mason. Da? Acum nu m-a recomandat și nu m-a cunoscut cum. Asta era, de exemplu, fiul unei poete cunoscute în America, el era Trent Driver. Nu. Trent Driver. Și s-a băgat cu masonici. Și Barbara, nevastă, s-a liber profesionistă cu liceu, care nu mai nu știa să citească. Nu. Și că, mai... ce scrie acolo? Eu de la ajunge să-mi America. Ce scrie acolo? Că eu nu am ochelari. Eu am ochelari. Nu știa. Nu știa să citească cu liceul terminal. A, deci nu e ce știam eu. Na, și nenea asta îi venea în casă aia cu robe. Au niște robe. Da. Au niște tabieturi acolo. Și niște tabieturi și au niște din astea oculte. Când s-adună, zic niște boscane acolo. Așa, și ăsta, prin ăsta am cunoscut pe unii care erau scientiști. Da. Zipuri. Și când au aflat că eu am intrat la NASA, cum ăsta picat din copac din România, a intrat la NASA, trebuie să fie ceva de capul lui. Clar. Și gata să mă copteze la mason. Și... păi cam asta au făcut masonii, au coptat vipurile. Zic că ei conduc lumea. Da. No, și într-adevăr am aflat că ăștia aveau încă influență, dar au pierdut, că au venit jidanii. Tot jidanește a fost tot o chestie evreiască, a fost masonii inițial. Dar acum sunt ăștia globaliști cu carnes puternici. Ăștia conduc lumea acum. Aia masonii și aia alte... deci nu mai ține nimic de secte, religii, mai, culturi. Încă au, de exemplu, la
General Electric încă e s două chestii. Ordinea nouă cu aia lor și cu masonici încă au putere. Deci își angajează pe câte unul care ne de acolo. General Motor a avut un grup puternic de mason. Așa. Și Ford... Pe vremuri, acum nu mai. Pe vremuri. Acum pierd din putere. Da, auzi, mai au. Ce vreau să te întreb. Da. Tu la... Când ai primit primul calculator din România, ai zis. Din la... La IFA. Platforma Măgurele. Da. Deci a venit... Și acolo era, nu acolo era și tușa cu Elena Ceaușescu. Nu, nu, Elena nu era acolo niciodată. Nu a fost cu tușauța, Elena la Ceaușescu. La Itzikim. La Itzikim. Itzikim. Itzikim, da. Dar noi ziceam Itzikim. Da, Itzik, da, da, da. Erau ei. Bună și Itzik. La secția întâia de la Itzikim, când a... exploza mamaliga din IFA și ne-a trimis la Pitești, pe ea care ne păcătrisem. La meu Pitești? La Mioveni, da. Iune. Păi eu când veneam la... Ai fost la Mioveni? Am fost la două demise. Eu când veneam la tine la București, da, erai pe platforma Măgurele. Da, dragă. Da. La Institutul de Cercetare a Fizicii, nu? Institutul de Fizică Atomică. Atomică. Care a durat până în 77. În 77, la începutul anului 77, s-a înființat, așa zisul, Institutul de Reactori Nuclear Energetici. Așa. Irne, Pitești, Mioveni. Undeva pe vârful dealului, mișto, ultra secret, că Neanicu voia să facă și bombe. No. Că îi venea Gaddafi la IFA în vizită, de câteva ori a fost în vizită la IFA. Și eu știam că erai de parte, atunci era invenția cu celula solară? Nu, no, celulele solare, după RCA, o companie americană, RCA, a inventat-o în anii 50 și pocmă NASA... Dar nu pe asta studiați voi la... în București? Nu. Făceam conversa directă și intermediară a nuclearului pe energie electrică. Aha. Deci... Eu ce țin minte mar... că a apărut la televizor undeva no, aia, la mare, atunci, că ai pornit un radio cu soare, cu nu știu ce, o celulă fotosolară. Alea erau după 77. Deci în 77, pe ea de la IFA, de la reactor, de la secția de reactor. Păi tot în ce erai bun? Păi eu eram pe nuclear. Când ai fost la conferință în 83, sau când ai plecat? În 83. Fost, energie solară, aia știu. Dar în 77, asta am spun. Înțeles. În 77, eu eram de 72. Până în 77 am fost la IFA. Uh-huh. Și în 76 trebuia să plecăm amândoi la Dumna să ne terminăm doctoratul de acolo. Dumna, ai auzit de Dumna? Nu. Lângă Moscova. Nu. Dumna, nu știu nimic. Cel mai mare centru de cercetare în domeniul nuclear din lume. Pentru că a fost cea mai mare investiție. Nu era la Elveța, la Geneva. Pe vremea era o pionere. Am înțeles. Era ca pizza și încă câțiva furați cu femei. No. Le-au păcălit la o conferință pe, cu femei și au ales cele mai mișto magici în urmețe. La o conferință? Și la o conferință, unul câte nu i-a fugat din Anglia, din Franța, pe cel capete da, da, da. Pizza și, și etc. O grămadă de și-a dus acolo, în Rusia, la Rusia. Centrul ăsta? Unii au venit de, de bunăvoie. Da, 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 da. Că erau... Cercetător, deci, vreau să aibă nu, condiții maxime. Nu,
Ея din Rusia voiau să facă antimaterie. Și pe chestia asta, deci tot pe bază militară. Deci, se vor și elvețieni acum cu acceleratorul de particule? Asta e o altă cocomanie religioasă. No. Un căcat de particule distruge omenirea. Da. Da, tot să speriau că ce se întâmplă, dacă se întâmplă. Masa, o viteză la păsnat, ce ne merge cinetică? Ce ne merge cinetică acum? Hai să zici că e relativistă și e MC pătrat, ok? Da. Și ne gândim dacă masa e așa de mică. Te gândești noțiunea de energie. În ce se poate transforma? Nu are atâta energie cât are un pietroi care nu ajunge cu viteza ei, nu mai mică. Clar. Că da. E energie, nu? Băi, ce poate face? Face o găurmică, un fers, o găurmică, nu ceva. Da, studiez ăla și dacă după aia îl acelerez o pietroiul și după aia acelerez o mașină și după aia acelerez o... Așa, de tot deci, o chestie religioasă, tot... că în Biblie, în Biblia modernă, că Biblia știe că s-a tot schimbat, că... Da, cum e religioasă? Că s-o băga bani de bani acolo. Mai, în religie undeva... Acceleratorul religia... cel mai tare de particole din... Nu? Nu, asta e bine că se face. Și sute de fizice sunt care sunt peste 2000 de microparticule. Nu e numai neutron, proton, ci sunt mezon, pion, da. Toate căcaturile alea. Care le-o găsie. Sunt peste 2000 de microparticule descoperite. Cum ne descoperim? Tot prin reacții nucleare. Bombardezi protonul, și desfaci protonul în bucăți, în mion, pion și antipion. Așa. Și, deci, ca să spargi un proton... Cu arci. O grămadă de 2000 de... Știam vreo 100 și ceva în afară. Nu bun. Deci tu ai făcut acolo... Deci, la IFA făcea... La IFA ai făcut pe parte de nucleară. Pe nucleară. Făceam cercetare, am bătut toate recordurile, americani început să ne se facă. Deci conversia clasică, așa, nuclear în electric, e cu trei trepte. Întâi, în zona centrală a reactorului, barele alea de fisiune, barele alea care sunt băgate în teci, care conținut în anul 235, când vine neutronul termalizat, deci la 0,25, da, cu energie mică, 0,25 de electron volți, că mică, da, că mică, ca, așa, e cât vizibil. Da, în spectru. În spectru, deci eu, dar masă mult mai mare, neutronul. Clar. Deci, cu cât e mai încet, dar nu foarte încet, să opnească în teacă, deci termalizat, atunci, să zice, secțiunea eficace de ciocnire e cea mai mare. Șansa să spargă nucleul de uranul 235 e cea mai mare. Mai mare. Că dacă e cu viteză mare, trece pe lângă nașii. Așa. Deci, ăla lovește nucleul de în apă dură sau în ce? Nu, lasă. E apă, că aia e un reactor cu apă. Care e reactorul cadmiu și care? Nu. Ăla e reactor rapid. Aha. Cu neutrone rapid. Bun. Așa și aia e cu apă cnea. Da. Ăsta e apă chioană, cât mai pune, trebuie să fie pune, ca să nu comandeze. Deci, uraniu, barele de organe se bagă niște teci de oțel special. Așa. Care se rezistă la 600 de grade. Deci, da, încep să spun ce ajung acum. Da. Deci, barea de uraniu e băgat într-o teacă de asta de oțel special, hastaloid, de exemplu. Un oțel super, care ne zice și la funcționă și temperatură. Cel mai bun. Așa. Sinox.
Așa. Așa. Deci, neutronul vine, sparge nucleul de uraniu 235 pe 238, numai e reactorul cu neutron rapis, care e cel mai abundant. 235 se pune masă din masă de uran. Restul 238, acum îl folosesc ăsta. L-ai auzit la rachete, că e greu și moale, poate flașc pe tancul alora și penetrează orice, pentru că e moale și explodează cu uranul. Păi așa au contaminat Irak, toată lumea, da. Nu știu, explozibil deci, cu uraniu. Nu mai explozibil, numai teaca rachete e făcută dintr-un aliaj pe bază de uranul 238, care în majoritate în izotopii uraniului, dar care acum nu e folosit. Deci e by-produs la prepararea uranului 235. Centrifuge din variația de masă 238, 235, ale masele atomice. Cu centrifugarea la pic acum și la mai departe, care e cu masă mai mare. Mai mare e mai departe. Așa. Da, și deci ăsta lovește ăla. Dintr-un nucleu de uranul 235 se fac 2 sau 3 nuclei mai mici. Așa. Okay. Și se, legat se și cheamă, cu energie. Se cheamă fragmente de fisiune. Fragmentele de fisiune, pentru că echilibrul energetic a unui atom greu față de atom mai ușor, așa. Ăla greu are mai multă energie internă, decât ăsta ușor. Da, clar. Deci, diferența de energie, deci fragmentele de fisiune, bucățile, da, nuclei mai mici, se transformă în produs de fisiune, care sunt radioactiv și sute mii de ani, depinde ce izotop e, ala tot emite radioactiv. Deci se mit să spargă fragmentele de fisiune, o parte mică de energie se eliberează sub formă de radiație gamma, da. Radiație beta și radiație alfa. Okay? O parte mică. Dar restul de energie, între energia internă a nucleului greu, uraniu, și a nucleilor rezultate, să găsesc formă de căldură. Da. Deci acolo se degajă multă căldură. Când s-o spart, degajă căldură. Degajă acolo multă e energia mare. Da. Deci barele astea se încălzesc până la 600 de ani, așa-s făcute. Așa. Deci între sunt teci cu bare de uraniu și între ele sunt niște bare de control pe bază de pol, care pot, la necaz, să stopeze reacția. Am înțeles. Deci ele absorb neutronii și nu mai e reacția asta. Dacă nu ai deloc, aia și făcute bomba. Am înțeles. Reacția în lanț, în lanț și aia e... face... Deci e fisiune, bomba. Nu fisiune. Fisiune e unire. Când unește. Așa. Fuziunea, by the way, s-a inventat înainte a fisiunea. Fuziunea, cum a ce zic? Da. Teoria, fuziune. Așa. Deci, astea trebuie să reziste la 600 de grade, pentru că nu poți să te duci la temperatură. Da, pentru metalul e mare. Așa. Asta e circuitul primar. Da. Care are apă purificată cu destinație și de ionizare. Filtrul de cărbune, după distrare, da. E filtrul de cărbune,
Pornosimțul schimbător de ion pozitiv și negativ. Da, da, da. Și apă cât mai pur. Da, și în climă. Așa. Filtre ionizante. Așa. Bun. Dar tu nu poți apa primară să, din circuitul primar, apa aia purificată să folosești să-ți facă vapor. Da. Acolo ai un circuit secundar. Deci ăsta e circuit închis cu apa purificată. O serpentină, da? Care intră în zona centrală și care se încălzește la temperatura aia, aproape de 600 de grade. De fapt, tecine și asta s-a făcut să meargă un pic peste 600 de grade, ca în circuitul secundar să ai 600 de grade, care generează câteva mii de atmosfere. Deci în circuitul secundar, tot apă. Da, și tot purificată, nu? Da, apă necontaminată. Că aia o duci la turnul de năcime și... Am înțeles, da. Așa. Tu gândește-te că o centrală de 1200-2000 de gigawatts... Așa. E un ciclu Carnot, nu? Da. Deci e temperatura mare minus temperatura rece, se pune temperatura mare. Deci delta T-ul ăsta trebuie să fie cât mai mare. Maximum de temperatură, cum poți să faci asta? Să mărnești temperatura caldă cât mai mult. Da. Dar nu poți mărni peste 600 de grade în apă. Apă da, apa e vaporul la 100. 100. Când treci de 100, nu apare presiunea. Dacă treci de 110, apare capacul. La 600 ai câteva mii de atmosfere de presiune. Deci apa din circuitul secundar, da, când iese afară spre zona de mecime, deci ai o zonă de mecime. Deci aia iese la 600 de grade și presiune imensă. 600 de grade și presiunea de câteva mii de atmosfere. Lovește paletele, dincolo de palete, de noturn, tu ai zona turnul de răcine și nu poți o bagi aia înapoi dacă e supraîncălzită și apa de răcine. Da. Apa de răcine, acolo zona de răcine e până la 200-250 de grade. Deci tot e mare. Deci, tot mare. Mm-hmm. Că îți dai seama, faci MC delta T, nu? Da. Capacitatea calornică, ori masa, ori... Păi îți trebuie cantitate mare de apă ca să preiei toată temperatura, toată căldura aia. Deci tu vrei să cobori și... cât mai jos. Așa. Deci, acum... E serpentina de răcire care ți-o aduce după turbină de la 600 grade la 200 de grade. 250 pe acolo. Așa. Deci delta T-ul e 600 minus 250, e 350, supra 600, e cât e sub 50%, e randamentul Carnot. Pocmă e randamentul turbinei, deci transformă energia nucleară în energie termică, energia termică în energie mecanică și energia mecanică în energie electrică. Așa. Și acolo pierde. Trei trepte de transformare. Da. Și acolo la pierderile alea, acolo era bătălia de cercetare, nu? Ok, nu. Deci, eficiența globală e produsul eficiențelor din fiecare etapă. Fiecare transformare e absolut și obligator, nu subunitară. Dar nu poți avea eficiență supraunitară. Clar. Nu poți, pentru că înseamnă că generezi mai multe energie decât produci. Ai băgat. Nu poți. Deci toate, ci dacă muncești, de exemplu, 0,5 cu 0,5, ia cât e 0,25. Da. 0,5 ori 0,5 ori 0,5 e 0,125. Deci 12,5%. Mașina totuși
știi cam cât eficiența mea. Din arderea combustibilului? Ba, eficiență, da, de transformare. Energia chimică în motoare, da. Da. Cam cât? 0,12%. Moderne au până la 20%, 22%. 22%. Da. Așa. La reactorul nuclear merge până, pentru că e diferența relativ mare de, între aia rece și caldă, mică, vorbesc, față de antrenă, mașina ta nu poți avea așa diferență mare de temperatură. Așa? Așa, acolo eficiența e mai mare. Dar îți dai seama cât apă de răcire îți trebuie, ca să tântălei, nu știu, politicienii care, că punem centrale nucleare peste tot. Da, punem pe Dunăre. Păi, pui pe Dunăre numai, unde ai debit de apă suficient, sau dacă ai un lac, pe marginea lacului, dar asta e cu două trișuri, pentru că tu poți să ai defect de teacă, da, în zona, în circuitul primar, așa, da, burnă reactorului, și dacă ai și un defect de teacă la circuitul recitor, secundar, ai contaminat tot. Ai contaminat lacul sau sute de mii de ani, nu sunt mai... Sau, da, riscul e mare. Na. Dar acolo îți contrau. La japonezi... Fugeam asta. Nu știu dacă mai am pe internet, unde mulțumesc ăia public, cu un nătărău din România le-a dat soluția a doua zi. La ei ce s-a întâmplat? Când a fost propădul, da. Ce s-a întâmplat? Două evenimente grave. Odată că aia care au făcut designul la centrală, da, au pus combustibilul ars, da, decinelor, deasupra nivelului reactorului, într-o cameră, mă rog, etanșă și bine, plumb cu... Da, plumb, beton, nu știu ce, au făcut, okay, toate, au luat tot, da, o masă de aia cu mare plumb, deasupra nivelului reactorului. Când a fost cu tremurul, pentru că era o masă mare peste nivelul ăsta, a amplificat efectul cu tremurului și a început să zgâlție clădirea care era lipită de ăsta, care de ce n-au pus sus. Deci, dă-i seama, o chestie care... Dar a amplificat. A amplificat ăsta. Și ce s-a întâmplat, de fapt, barele de avarie, da, nu mai cădeau jos. Întâi ni s-a luat puterea toată, nu le-au mai funcționat ca și în ospital, până și în ospital le-au puterea auxiliară. Da, da, da. Generatoare de putere pentru situații. De urgență, da. De urgență. Și nu m-a ajut. Nimic, mă. Da. Nimic nu ne merge. Culmea la japonez, care avea okay, maxim da, ce protecție. Se întâmplă dacă nu controlezi, da, cât de atenție aia, sau nu? Nu s-a făcut chiar bombă, dar temperatura în circuitul primar a crescut la 700 de grade sau cât mai mult. La limita de rezistență începuse să topească tecile. Da, da, da. Okay. Dar asta după câteva zile. Ei ce făceau ca să răcească totuși, nu-i mai interesat. Deci barele de avarie nu mai cădeau în locul lor să oprească neutronii, să oprească reacția. Barele alea de absorbție a neutronilor, cu ce îți? Pe bază de bor. Uite că tu ai aflat soluția. Că eu l-am... Și-o băgat zeamă de bor. Nu zeamă, nisip. Că e bor. Nitrură de bor, care se folosește nisipul. Care se folosesc să faci boturile, cum se cheamă. Unde pui plăcuțele de siliciu la difuzie, în niște
cum se cheamă, niște... Tole de alea, nu știu. Niște găuri, așa, într-un bot, într-o bancă. Așa. Așa. Și nitruna de bor e rezistentă, e o ceramică rezistentă la peste 3000 de grade. Tu ai nevoie numai 1000 și ceva. Și nu gazează, nu? Da. Dacă e pur, așa. Deci puteau să pună... Deci există nitruna de bor, că din aia prin sintetizare să fac alea pentru semiconductor. Toată industria semiconductor. Da, au. Și din nisip, deci, ca materie primă, ca să facă alea, le sintetizează din nisip. Topitură din nisip. Ceramic. Pum, pum, o ceramică, pum. Și mă sună ăsta care îl cunoșteam de la niște conferințe, a fost nuclearist și el, deveni și el solarist, aha. Și cu care sunt prieteni și pe internet, că îi place și lui muzica și a pus acolo niște muzică românească, el face muzica lumii, world music, și a pus-o pe Gheorghiu și pe... Da, da, și în fiecare reprezentanță. Și a mai dat și niște nume. Așa. Și mă sună, băi, ce părere ai tu de ce se întâmplă aici? Și el mi-a explicat, el era director în Ministerul lor de Energie. În Japonia? În Japonia. Românul nostru? Nu român, mai, e japonez. A, japonez. Am înțeles. Deci și tu știi de la conferințe? La conferințe, fost nuclearist, devenit solarist ca și mine. Am înțeles. La conferințe ne cunoșteam și mai discutam noi... dar nu discutam de partea solaristilor. Noi tot nuclearist, tot promotorii al nuclearului, mai ales la Kosovar, nu fac nama, că n-ai stocaș. Te piși pe ea, solar. Da. N-ai unde ține. Nu poți să-mi stochezi. Păi, soarne, și ai... studiază un Chiusandu, hidruri metalice și da, sisteme. Da, nu s-au mai avansat nimic. Mașina electrică, nu apare. A apărut, dar nu au încă putere și n-au. Și 100 și ceva de dar mine. Dar nu există, acum să s-o fac mai bine. 100 și ceva de mine și gata. Dar nu poți să fac mai bine. Poți, dar așa că sunt soluții, dar nu pot. Dă în cap, de la început. Le-a dat în cap, de la așa. Dar tot iese, până la urmă, că n-au ceva. Poate nimeni nu s-au mai făcut pentru automobile de pe vremea lui Faraday. Nu, nu e același sistem. Nu s-au mai făcut tot. Nu sunt bunătăți nu, nimic. Nu substanțe. Și soluții nu sunt. Așa, sunt. Dar nu le folosesc la... Pentru, așa. Și discutând da. Noi, eu iar un chestia, băi, îl întreb pe el. Cum ai întrebat din ce-ți făcut ala? Da. Pe bază de bol. Și îl întreb, și zic, păi, pe bază de bol. Bă, parcă el la 10 secunde după mine, păi se toarne acolo un sip pe bază de bur. Da. Ai soluția rapidă, eficientă. A oprit fluxul de neutron instantaneu. Și de acolo nu mai s-a oprit complet. Și n-ai decât să lasă să răcească un pic, că nu mai poate să încălzească. Circuitul secundar, o parte din el, că câteva intrări și ieși, câteva mai lucrau, aduce țărnă deja și energie electrică. Deci el era director în Ministerul Energiei. S-a dus imediat la ea în acea zi. Uite, neapărat TEPCO o să facă chestia care dețineau monopolul la nuclear. Ăia i-au convins pe ea din minister, aia mai, cu aia mai mare ca asta, că e o prostie, că nu știu ce... No. No, deci sunt aplicații, rapid. Da. Și ce făceau? Luau apă din ocean? Da. Păi
de unde atâta apă pumificată? Da, da, o băga direct cu sare, acolo, cu nu știu ce, și la temperatură mai mare decât funcțional normal, trebuia preluată toată căldura aia acum. Pompa din ocean, țevile alea se topiseră unele din ele, care cu uraniu, au devărățat în ocean tot. Cinculau, direct. Direct din, din da, ocean. Da, ținând cont că e masă mare și nu știu ce, așa e diluție. Da, 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 da. Dar a ajuns și pe Costa Americii pești în Canada, niște copii de liceu, cum au ajuns să pună mâna pe un Geiger Müller, așa. Au de, s-au dus într-un magazin și cârneau peștii. Pești din magazin. Cu testerul Gagamurler. Da, mă. Da. Nu. Nu. Păi să vede. Și o, să, mai, o soluție simplă. Deci... Și nu a folosit-o. Eu am pus întrebarea și pe urmă... S-o prins. Și că, băi, ce m-am gândit la asta? Eu. Ce m-am gândit la nisip? Torne acolo și când s-a găcit... De ce nu s-a realizat? N-au vrut, că trebuiau să închidă reactorul și ei toți speau să-l controleze. L-au închis pe urmă, după două săptămâni. După două săptămâni. Eu l-au compromis oricum. Păi băgând apă sărată în tot sistemul... În tecinea alea nu sunt noastre, de... Da, eu corodat instantul, o distrug și-o ajuns la uraniu. Deci, tot trebuia să ne facă chestia aia toată. Na, și... Ce chestie? N-au vrut, n-au vrut. Deci, ăia de la TEPCO, i-au convins și pe guvern și pe... Să bage de urgență apă mare răcitor, că altfel explodează bomba. Așa. Aia a fost. Da, și exploda. Și la Cernobâl ce-a fost? Nu tot aia. M-au explodat. La Cernobâl a fost tot o avarie din cauza banilor de avarie care nu au mai funcționat. Da, a explodat. Da, a fost explodat. Radiații cât China. Așa. Și acum. Mama! No, deci am început așa. Ai fost până în 70 și pe nucleară deci, și după aia s-a schimbat deci, sistemul. Asta, de acolo am început. Că aia e o convenție în 3 trepte. Așa. Nuclear. La căldură, căldură, la mecanic, mecanic, electro. Electromecanic. Eu făceam convenție dimite. Radiație nucleară, energie electrică. Cum? Și intermediare. Deci aveam tot un proces de fisiune în care produce fragmentele de fisiune. Da. În momentul, din cauza numărului de proton și diferenței proton și neutron, produce de fisiune. Deci, da. Nuclei mai mici, nuclei mai mici, erau încărcați pozitiv cu 20 de sarcini, în medie, pe medie. Așa. Și aia, pur și simplu, aici era un cilindru cu uraniu, astea erau teste experimentale, dispozitive experimentale. Un cilindru acoperit cu uraniu 235, aproape pur. Da. Ăștia folosesc uranul 235, îmbogățit sub 20%. Noi am folosit nativ, aproape... Nativ ce există poftim. În natură? Nativ, în majoritate, e uranul 238. 38. Și 234 și 236 sunt 4 izotope. Am înțeles. Uranul. Hidrogenul, știi că... Care-i... Hidrogenul care e izotopul. Păi... Hidrogen, deuterium și tritiu. Tritiu, da. Tritiu care e radioactiv și deuterium. Deuterium e D2O care e apa grea. Așa. Deci, ăsta colectam sarcinile la pozitive pe un cilindru extern.
Așa. Deci venea neutronul de, în ogeaul anul 230, îl desfăcea în fragmente și în radiații alfa, beta, gamma, produse de fisiune după ce asta se emiteau toate radiații, erau încărcate cu 20 metri de sancțiune pozitivă. Așa. Și alele colectam și între ele aveam o diferență de tensiune. Da. Am ajuns că atunci când am început cu căcătul nostru, și cum o e? E cu șcăfară? Ne dădea pe sână. Tensiune. Ne dădeau, ne-au dat banii căcărău să ne cumpărăm din sănătate tot să descule electrometre care cel mai performant mergea până la 360 de kV. Mic. Nimic. Carne mic, nu. 360 de kV. Da. Tu ai ceva care măsa mai sus? Eu nu știu. Nu știu. Atunci, ăla era cel mai sus carne. Am înțeles. Aveam 5 în serie, 5 electrometre. Cel mai mult putea să măsoară 360 de kV. Noi ne-am dus mai sus de aia. Nu. Undeva. Dar nu știu. Nu se știe. Nu se știe că se putea aia peste cap. Era coac. Am înțeles. Se ducea până la cap. Americanii se dusese la 210 kV. Care au început treaba asta. Dar, curentul era caca de mic, nu vor. Microamperi. Microamperi, deci putere mică. Căcat. Deci nu era fezabil în niciun caz, plus că cu anul ăla se ducea iute, că era în transubțire. Uh-huh. Ok? No, până am făcut conversie intermediară pentru mă pusesem pentru asta de bypass-uri. Cu emițătorul de particule alfa, cum e americiu, care îl folosesc la detritor de fum. O conversie intermediară, deci se convertește în alfa, nuclearul în alfa, deci nuclearul emite particule alfa, da, care e un atom de xenon ionizat, particule alfa, da, și ăla se colectează, particule cu două sarcini pozitive. Se poate colecta și... Se colectează, ăla ionizează în ăla de fum, americiu. Emite timp de 17 ani, timpul de înjumătățime. Așa? Deci după 17 ani, numai cum de particulant, fără scale la jumătate. Am înțeles. Timp de, mă rog, 10-12 ani, e suficient, ionizează gazul ăla. Da, da, da. Deci, de fapt, asta e sistemul. Asta e. Când ai fum, fumul ionizat conduce curentul. Da. Și țiuie. Dacă e aer încurnat, ionizează, dar nu e așa conductiv.